Astra Giurgiu întâlnește pe teren propriu campioana României din 2011, Oțelul Garați, care acum este pe locul 13 la un punct distanță de locurile care duc în Liga a doua. Giurgiuvenii sunt hotărâți să obțină o victorie pentru a se menține în lupta pentru titlu și vor să sperie Petrolul Ploiești pentru semifinala Cupei României. În meciul din tur, giurgiuvenii au zdrobit Oțelul Galați cu 4-0, iar meciul din seara aceasta, care tocmai a început, contează pentru etapa 24 a Ligii 1. Antrenorul Astrei, Daniel Isăilă, ar putea să nu conteze pe Budescu și Alibec, care s-au pus rău cu șefii Astrei, iar Mățel este în recuperare după ce a acuzat dureri de spate. Meciul de azi este o încălzire pentru partida de foc din semifinala Cupei României, unde Astra Giurgiu întâlnește miercuri de la 20:30 în deplasare deținătoarea trofeului, Petrolul Ploiești.